Am înțeles foarte frumos și chestia asta chiar e meritorie pentru tine. Dar revenind la chestia pentru că ai aruncat-o la o minge, la fileu, ai zis că ai învățat-o după decolorare să aplice, și ca nu râde, să aplice o vopsea fără amoniac, Să da? aplice un șampon, fiind începătoare, să aplice un șampon albastru. Ok. Din punctul meu de vedere, nu e ok cu șamponul albastru, dar dacă tu știi mai bine, e ok. Dar referitor la vopseara fără amoniac, de ce ai spus lucrul ăsta, vopsea fără amoniac? Era ok? Pentru că ea avea pe raft un brand și avea vopsea fără amoniac. Și eu m-am raportat la ce are ea, nu ce brand îi zic eu. Eu m-am raportat, bă, ce pudră ai, ce vă asta, ce aia. Din ce are ea să poată să scoată o culoare. Și ce culoare i-ai recomandat? Mai puțin contează asta. Dar pe super tare, așa ca un personal shopper, un personal trainer, îl sună și domnul Iulian îți dă cu ce ai din trei surceale, ți-au făcut meniuri. Super tare! Ascultați un pic, ascultați un pic. S-a adaptat! Da. Nu, asta zic, omul adaptabil. Deci, nu știu dacă știți, eu am o motocicletă. Hai, că vă lăsați pe la Suceava, v-ați lăsat-o la final sau nu? Găsesc. Și în momentul când saloanele cu care colaborez, 100 de euro pe salon, de aici, Galați, Brăila, Buzău, Focșani, unde în maxim o oră am ajuns cu motocicleta, deci când a pus mâna pe telefon și mi-a zis, domnul Iulian, am făcut meniul ăla care mi l-a spus dumneavoastră când ați venit la mine în salon, să știți că nu prea a ieșit. În secunda următoare i-am zis, unde ești? Focșani, într-o oră sunt la tine.